She stopped the other night. 14. Și când ne adunăm 10 și cu 14? 20 cu 14? 34. Excelent! More easier and you don't need to calculate as much as this other one. Deci este foarte important să rupem pe 17. Da? Foarte important. Yes, it is. Ia te rog acum să mai rupim într-o altă variantă. 17 asta să rupim într-o altă variantă, te rog. Ia să văd eu, ținând cont că am făcut mai înainte, Maria, fiindcă am făcut mai înainte 13 ori 2, hai să rupem pe 17. 8 plus cât până la 17? Plus 9. Așa. 8 ori 2, da? Și e ca la cum? Înseamnă 8 ori 2, începe să spune. Cu 2 ori ăsta suntem amândoi. Păi cu amândoi îi înțește. Deci zice 8 ori 2, ca să vă arate prietenii noștri. 8 ori 2 plus... 8 times 2 plus 9 times 2. Da. Și ia să vedem ce face. 8 ori 2. 16. Așa, se vorbește toată. 16 plus 19. Așa. 18, da? Oh, wait, what? Și acum să adunăm. 6 și 8. 6 plus 8 equals 14. 4 scriem și 10 o păstrăm și o ducem la 10. 3. 34. Păi, și același rezultat. Yes. Foarte tare. Are importanță cum îl rupem pe 17. Important să îl rupem și pe urmă să aplicăm tabela. Dacă știm tabela, facem toată treaba. Dar hai să-l mai scriem pe 17 și altfel. O folosim pe 13. Cum s-a scris 17 și folosim din ele 13? 13 plus cât să facă 17? 4. Așa. Deci o să spunem aici, altă variantă, în loc de 17, 13 plus 4. Da? 4 ori, nu? 4. Ori? Yes. 2. Și acum, hai să vedem cât facem. Cum gândim? Păi după ce am învățat, spune, după ce am învățat, 2 îl lovește și pe 13 și 4. What we have learned today se mulțește și cu 13 și cu 4. Is that this 2 you can put it to this 13 and also to this 7. Deci vine 13 ori 2. Așa, nu avem în tabel, dar avem rezultatul înainte. Plus, asta era coanța, ne folosim dinainte. Că am folosit aceasta. Am făcut-o. Și 13 ori 2 cât face? Uite, făcut. 26. Așa, 26. Și plus? 4. 8. Și cât face? 8. Da. Și cât face 26 și 8? Exact ca și înainte, 34. What's wrong with this 8? Așa. Deci, vezi tu, ce important. Dacă am muncit să adunăm așa pe toți, wow, cât am muncit! If we only had this, look how much you had to write. It'll take a long time. But if you do this, then it'll take less time. Atunci, pe 17 ăsta, rupem după cum ne place mai mult. Și ție ți-a plăcut mai întâi 10 plus 7, o variantă. You can split the number that this is equal and two times that it's easier for you. Și ne bucurăm că în tabelă ne-a răspuns, tabela ne spune 10 ori 2 și 7 ori 2 știm cât face. Yeah, because it already tells us here. Da. Și ne-a 10 ori 2 și 7 ori 2. Așa.
Și astfel am găsit rezultatul 34. O altă variantă, pe 17, pe 17 l-am scris. 17, we also write into 8 plus 9. Și 2 spune, și cu tine mă mulțumesc, o să-mi facă mulțumirea și cu tine. And the 2 is saying, I'm going to go with you 8 and also with you 9. Da, nu 2, da? Yes. 8 ori 2 și 9 ori 2. Yes. Și 8 ori 2 tabla ne dă, așa, și 9 ori 2 tabla iar ne dă, da? Și când am adunat pe cele două, tot rezultatul acela a fost... Dar cea mai șmecheră chestia a fost să strâng pe 17 cubi, cea mai șmecheră. It's to the first split them in half. 9 times 2. Cum mai spus pe 17? Ca 13 plus 4, fiindcă știam deja rezultat. Yes. Spune așa. We also did this, because we already knew the answer, because it's 26. Și ne-a rămas doar 4 ori 2, care face 8, și am adunat rapid. Yeah, deci care sunt, dintre toate variantele, care ți-a plăcut ții cel mai mult? Hai să spunem. Guys, which one was your favorite one? Was it this one? Or was it this one? For me, this one. Așa, asta. Ți-a plăcut cel mai mult, nu? Yes. Așa. Și pe urmă, care a fost a doua care ți-a plăcut? Ca variantă. Asta în care am folosit pe 13 și dinainte, da? Da. Asta spune. Spune-mi, prietenilor, mie mi-a plăcut. First place that I liked was this one. Second place I loved was this one. But then the third place is this one. I do not like this one. Și aceea nu. Nu. I hate it. Nu, că îmi muncim foarte mult. Ai zis, da? Foarte bine, foarte bine. Și mă bucur foarte tare că tu ai înțeles acum cât de important este să știm tabla. Nu spune-l prietenul, ca să puteți reuși, trebuie să știți tabla aceea cu tot. If you want to learn how to, do this, first step, learn this. Second step, do this. And then third step, the answer to that one, break it in half and then do what we did. Practice at home and you'll get used to it. Acum, hai să mai facem un dovă adunare care să însemne, să prietenii noștri să înțeleagă foarte mult, foarte bine ce înseamnă să știi tabla asta. Dacă știi tabla asta, ești șmecher. Ia spune așa. Dacă știi tabla asta... If you know this, tabla cu mulțime. Multiplication table, you're going to be a genius. Ești șmecher, da? Ești foarte tare, ești foarte bun. You're going to kind of be like Einstein. Da, muncești mai puțin, asta e sigur. Muncești mai puțin și ai câștigat în viteză la lucru. Și ai ajuns rezultatul mai rapid decât colegii, decât prietenii tăi. Și acum să facem ultimul. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Păi număr, de cât spune aici. Nu i-am numărat, tu merg pe mâna ta, nu mă repetați. 19 sunt. 2, 4, 6, 8. Deci, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Foarte bine. Deci, cum scriem strâns? Înseamnă 19 ori 2. Toată bătălia, cum se scrie pe 19? Cum să scrim pe 19 acum? Cum îți place ție ca să scrim pe 19? Că în tablă n-am cu 19. În tablă n-am cu 19. În tablă avem numai până la 10. Nu știu. S-au adunat pe toți așa? Se adunat pe toți așa? Nu. Până unde ai un rezultat de pe tablă? Până unde știi tu să-i aduni deodată ca rezultat? Ai pe tablă un rezultat. Da. N-ai niciun rezultat? I don't see it. Oh. Ai un rezultat. Până la ce număr de doi adunați avem rezultatul? Ia să vedem.
de pe tablă. Pe unde uiți? Aici. El ne spune. Deschis de doi. 13. Deci până la 13 știm rezultatul. Până unde ar trebui să... Deci, adică de 19 cât să dau înapoi ca să ajung la 13? Cât mă duc înapoi? Câți? Câți îmi rămân de prins din 19 ca să ajung la 13? Cât să dau înapoi? 6, sigur că da. 6, da. 6. Da, sigur că da. 2, 4, 6. Deci până aici, până aici, toată adunarea asta este știută. Avem rezultatul muncit. Acești 13 știu cu cine sunt egal. Deci până aici avem totul făcut, da? Deci egal mai departe cu... Pe 19 se scrie ca fiind 13 plus, cât ai zis? Plus 6, ori 2. Și cât face 13 plus 6 ori 2? Ce face 2-ul ăsta? Pe amândoi e aranjează și va fi cât aici? 13 vorbește? 26. Așa, dar zice, să scriem 13 ori 2 și plus 6 ori, vorbește? 6 ori 2. 6 ori 2. 6 ori 2. Și este egal cu 13 ori 2 facem? 26. Așa. Plus 6 ori 2. Tabla ne ajută. 6 ori 2. Așa. Și 6 ori 2. 12. Și egal ca rezultat. 38. Foarte clar rezultatul ăsta. Dar o altă variantă. Să văd, o altă variantă e scrierea lui 19. Hai, nu mă ultim asta. Scrierea lui 19 într-un alt mod. Cum îl puteți scrie pe 19? În două, alte două numere care îți plac ție și să se găsească în tablă. 19. 10 plus? 10 plus... 9, nu? Zi românești, în engleză. 10 plus... Așa. Ori 2. Și este calcul. 12. Ori 2. Deci ori 2. Plus... 9. Așa. 9 ori 2. Și este egal. Ia să vedem. 12. Da. Plus... 9 ori 2, tabla ne oferă 9 ori 2. Plus... Așa. Plus 18. Și când le adunăm, 20 cu 18? Echoz. Așa. 38. Iată că am spune prietenilor, ne oprim aici. We're going to stop here. Și că este foarte important să știm tabla. And it is super important for you guys, to all of you guys, to know this. This, Iar în loc, you know. În loc să adunăm numele așa, cârzul ăsta, mult, mult, multe numele așa, te adunăm repetat. Deci în loc să facem așa. Instead of doing this, you can just do this one. Or this one. Sigur că da. Ori varianta asta, ori varianta cealaltă. Și oricare variantă ne convine foarte mult. Yes. În concluzie, merită să învățăm tabla asta? Yes. Da. Foarte mult. Foarte mult. Și așa o să învățăm și tabla cu 3, și tabla cu 4, și tabla cu 5, și uite așa. Și asta o să știți de slowly and slowly we will learn. Încet, încet învățăm fiecare tablă, așa, o să every știm. Kind of, și să o știm, fără să ne mai uităm pe ea. Să zicem, să știm rapid. And then if we know all these perfect, we're going to, we can calculate really, really, really fast. La revedere, dragilor! Bye, everyone! Going in my elevator! Până
la lecția următoare, trebuie să învățăm, spune-mi așa, să învețe tabla asta, pune-ne cu degetul. When we're going to, you know, do another video? Și noi, și tu, sigur că da. Yeah. Da. Și vă promit că și eu o să știu data viitoare. I promise I will know it too. Bye! La revedere! Bye guys, I'm going to my elevator.